Voi spune de la bun început, Dumnezeu să fie leudat pentru toate. Amen. Iubite biserică, iubite familii, un cuplu a mers la un pastor și l-a întrebat dacă poate să îi oficieze ceremonia căsătoriei, la care pastor a spus, eu nu oficiez nicio căsătorie până nu am câteva ședințe de conciliere cu. Cei doi. Iar cei doi au răspuns, nu avem nevoie de conciliere. Am fost amândoi căsătoriți de mai multe ori înainte. Nu cred că e cazul în această seară, ci cred că fiecare care am venit aici am venit cu acest gând să învățăm din cartea lui Dumnezeu cum să păstrăm legământul căsătoriei până la capăt și spun Doamne, ajută-ne la asta. Vedeți, dumneavoastră. Individul formează familia, iar familia formează biserica. Dacă ai indivizi ca și persoane sănătoase, ai automat familii sănătoase. Iar când ai familii sănătoase, ai biserici sănătoase. Atunci când o biserică are probleme, de cele mai multe ori, și spun asta ca și slujitor, încercăm să găsim pe cineva în comitet la care să pasăm toată problema asta. Însă dacă ne uităm, iubiții mei, înainte ca Dumnezeu să inventeze biserica, a inventat familia. Și interesant, înainte ca Dumnezeu să creeze familia, a creat persoana, a creat individul. În această seară am în față o misiune destul de grea, în sensul că unii dintre dumneavoastră trebuie să fiți foarte pocăiți ca să acceptați sfaturi de la mine. Pentru că sunt destul de tânăr. Însă sfaturile nu sunt din partea mea, ci sfaturile sunt din partea Domnului. Dacă vrem să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi, iubiții mei, trebuie să folosim manualul de utilizare. Orice mașină de spălat, de uscat, orice lucru pe care îl cumpărăm, vine cu un manual de utilizare. Nu știu cum sunt românii din America. Românii din România sunt extrem de orgolioși. Ei n-au nevoie de manual de utilizare. Și, ca să mă fac vulnerabil, vă dau exemplu pe mine. Anul acesta, în vară, am cumpărat o mașină de tuns iarba, am dat destul de mulți bani pe ea, am vrut ceva de calitate. În fața mea, cel care mi-a vândut mașina a pornit-o, totul a funcționat perfect. Când am ajuns acasă, am încercat să o pornesc. Era de față băiatul meu de 8 ani și, cu rușine, n-am reușit să pornesc mașina. După vreun sfert de oră de chin, băiatul meu a zis, am găsit ceva. Ce ai găsit? Un manual de utilizare. Am zis, nu am nevoie de așa ceva. Și băiatul așa rușinos, la 8 ani, eu mers cu el, l-am pus înapoi în pungă, în cutie. Am încercat iară câteva minute, tot n-am reușit și băiatul iar o vintat, dacă vrei să te uiți. Până la urmă am luat așa manualul în mână și l-am tot așa un pic în direcția mașinii, ca să nu se vadă că mă uit chiar în el, ca și cum să se vadă că mă uit la mașină, nu la el. Îmi era greu un pic să față de un băiat de 8 ani să recunosc că nu știu să pornesc o mașină. Și acolo scria câteva puncte, ca un checklist. Și primul punct era, deblocați rezervorul de benzină am deblocat rezervorul de benzină și bineînțeles că totul a mers perfect. Iubiții mei, dacă familia noastră nu funcționează în anumite privințe, să știți că nu devine cel care a inventat-o. Și de multe ori poate ar trebui noi să ne întoarcem la manualul de utilizare care se numește Biblia. Și din Biblie dați-mi voi să citesc Proverbe 24 cu 3, dacă poți te rog să afișez. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Iacov 3 cu 17, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de duplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Dacă poți, te rog, să afișez PowerPoint-ul care ți l-am dat, va fi un pic mai ușor să reținem ceea ce vom avea ca și idei principale. Astăzi vom vorbi, iubiții mei, despre principiile familiei. Lucruri care nu se negociază lucruri despre care nu ar trebui să lăsăm standardul jos în privința lor. Și voi începe spunându-vă că rezistența unei clădiri, vorbim aici despre casă, este mult mai importantă decât designul acelei clădiri. Soției mele i-a plăcut foarte mult designul multor case din America. Însă când vine un uragan peste Statele Unite sau un cutremur peste România, uraganul nu se uită la cărămidea de exterior pe care o avem noi. Cutremurul va testa rezistența, nu designul. Mai spun ceva foarte important. Oamenii vor vedea întotdeauna designul clădirii. Însă în ziua furtunii, ceea ce va conta va fi rezistența clădirii. Oamenii ne văd pe noi când ieșim în oraș, ne văd pe noi cu soția, cu copii, văd casele noastre, văd cumpărăturile care le facem, mașinile, văd exteriorul nostru. Însă în ziua furtunii, între cei doi apar furtuni, ceea ce se va testa va fi rezistența acelei clădiri. Am un cumnat care este arhitect și îmi spunea cu satisfacție în urmă cu aproximativ o lună jumate Cristi, cu mâinile mele am legat fierul. Și am zis, cum tu arhitect te înjosești să legi fierul la fundație? Când ai putea să-ți plătești o echipă, doar cu planșele. Și au zis, Cristi, n-am încredere într-o echipă, am vrut eu cu mâna mea să-mi leg fierul și chiar în anumite locuri am pus mai mult decât era necesar. Și acum vă rog, comparați cu un prieten care îmi spunea acum vreo șase ani, de Cristi, am făcut 50.000 de euro economie la fundație. N-am pus fier cât mi-a zis alitectul. Și am făcut economie vreo 6.500 de dolari. Cu satisfacție, bucuros. O să zic, mă, de unde se fac rost de bani de canapia? De unde se fac rost de mochetă? De bani de mochetă? De la fier. Vedeți două concepții diferite. De ce? Pentru că unul era interesat doar de design, celălalt era mult mai interesat de rezistență, pentru că era în acest domeniu. iubiți mei, în această seară vreau să vedem patru stâlpi, patru principii care nu se negociază în familiile noastre. Patru Lucruri care țin casa noastră în picioare. Iar Iacov le surprinde foarte bine atunci când vorbește despre înțelepciunea care vine de sus. Și primul cuvânt pe care Iacov îl folosește aici este următorul. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată. Curată. Și am pus aici, ca și prim stâlp, puritatea puritate. Și acum o să spun așa de Cristian, ai venit din România așa de mulți kilometri să ne spui un lucru basic. Adică cine dintre noi nu știe că puritatea e un lucru important? Iubiții mei, am observat ceva interesant. Oamenii n-au o problemă cu lucrurile complexe. Au o problemă cu alea basic. Să știți. Oamenii n-au o problemă să facă un efort, un maraton pentru Dumnezeu, evenimente speciale. întreabă dacă să roagă în fiecare zi și o să vezi dacă n-au o problemă cu asta. Una dintre lucrurile de bază sau unul dintre lucrurile valoroase ale unei familii este puritatea. Și am să încep spunând următorul lucru pe care îl spuneam și aseară la biserica din Knoxville. Cel mai important asset pe care noi îl avem este caracterul nostru. Mașina o schimbăm, hainele le schimbăm peste o oră, casa, ne mutăm dintr-una în alta, singurul lucru pe care noi îl ducem cu noi toată viața noastră este caracterul nostru. Și acum dați-mi voi să subliniez ceva foarte important. Cea mai valoroasă latura caracterului nu este milostenia, bunătatea. Nu este nici măcar răbdarea. Cea mai valoroasă calitate a caracterului tău și al meu este integritatea. Uitați-vă la o, 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 o doamnă, la o soră care face o mâncare. Atunci când iau un vas, cel mai important lucru, dincolo de mărime, de designul vasului, este ca acel vas să nu fie spart. Și dați-mi voie să spun ceva despre mine. Dacă Cristi Boariu minte, dacă Cristi Boariu are lucruri ascunse față de soția lui, dacă Cristi Boariu are o problemă cu integritate, vreau să vă spun, Cristi Boariu poate să facă orice alt păcat. Vorbesc aici unor oameni care nu sunt din lume, ci unor oameni care au, sunt din biserică. Și ceea ce vreau să subliniez este faptul că integritatea iubiții mei are câteva laturi importante. Cinstea. O altă latură, puritatea. O altă latură, fidelitatea. O altă latură, ea. Aștea sunt legate. Aștea sunt împreună. În Evrei, capitolul 13 cu 4, este un verset care noi foarte rar îl putem aminti în biserică. Este foarte sensibil. Dar Biblia spune că sătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Curvia se referă la concubinaj, adică la asta împreună înainte de căsătorie, iar prea curvia la relațiile cu alt persoană în afară de partenerul căruia i-ai jurat credință pentru toată viața. Ce vreau să vă spun aici, deși este un subiect sensibil, n-am să insist asupra lui și ar trebui foarte mult insistat, din multele mărturisiri pe care le avem, Evrei 13 cu 4 reprezintă ceva des întâlnit. Ce vreau să sublinez, de fapt, iubiții mei, este că nimeni nu se murdărește întâi în faptă. Omul care se murdărește întâi, nici măcar nu se murdărește întâi în vorbire. Omul care se murdărește întâi, întâi se murdărește la nivelul gândului. 85% din informația care ajunge în mintea noastră vine prin ochi. De aceea este extrem de important. Care sunt lucrurile pe care le vizionezi? Unde îți fug ochii? Care sunt lucrurile pe care le iubești? Pentru că vinea Iisus și spunea, dacă ochii tăi sunt curați, tot trupul tău este plin de lumină. Puritate în gânduri. Și dați-mi voi să folosesc o expresie pe care n-am folosit niciodată într-o predică și poate nu o voi folosi în grabă. Nu există doar paturi fizice, există și paturi online. Nu o să subliniez care site a fost spart în Statele Unite acum câțiva ani, ca să nu dau idei. Însă în momentul când a fost par de hacker, s-au afișat bazele de date a milioane de persoane care erau acolo. Multe soții au divorțat în acele momente când pe în bază de date au găsit numele soțului lor. Mai întâi vine această, acest compromis la nivelul minții. Apoi observ că omul ce are în minte, din când în când îți dă și pe afară. Și încep glumele cu două înțelesuri, încep anumite apropouri. Și dacă aceste apropouri ar fi făcute față de soție, poate că ar fi un lucru bun. Numai că sunt făcute uneori față de niște colegi de servici sau de niște colegi de servici, și iubiții mei, până când gândul, vorba, ajung să fie înfăptuite, este doar o chestiune de timp. Mai subliniez ceva important aici, spunând că mâncarea curată, nu, nu mâncarea murdară, nu curăță vasul. Sau mâncarea, hai să punem așa, mâncarea curată, dacă ai un vas murdar, ai o farfurie murdară și vii cu un steak, steak ăla pus într-o farfurie murdară nu curăță farfuria. Din potrivă, farfuria murdară compromite steak acela. De aceea e foarte important și fac cu paranteză și în slujirea noastră atunci când Dumnezeu ne dă un mesaj. Noi să avem vasul curat, farfuria curată. De ce? Pentru că eu mesajul pe care îl primesc de la Dumnezeu trebuie să-l servez mai departe. Întâi copiilor mei, apoi soției mele, apoi comunității în care slujesc. Poate prin evangelizare la locul de muncă nimeni nu va servi o mâncare curată dintr-un vas murdar. De aceea, de multe ori, compromisul nu la ceea ce primim de la Domnul, compromisul-i la ceea ce dăm noi mai departe. Pentru că ceva curat care vine de sus poate fi compromis de un vas murdar. Iubiții mei, infidelitatea este cauza numărul unu a divorțurilor din lume. 88% dintre cuplurile divorțate au pus cuvântul cheating ca și motiv principal al divorțului lor. Dați-mi voie să mai spun ceva aici. Înșelarea partenerului, am vorbit despre puritate în gânduri, în vorbire, în fapte, înșelarea partenerului nu este cauza în sine, ci efectul unui cumul de cauze. Am stat de vorbă cu un judecător din România și eram un pic așa iritat și am zis cum de ți-ai ales meseria asta în care tu divorțezi oameni? Și el a început să zâmbească ceea ce m-a iertat și mai tare. Și a zis de Cristi, eu nu am divorțat niciodată pe, pe, nimeni. Zic, eu știu că ai semnat sentință de divorț. Cum spui că nu ai divorțat pe nimeni? Și el s-a uitat la mine, mirat de imaturitatea mea, și a zis de Cristi, toți oamenii care vin să le semneze foile de divorț sunt divorțați de ani de zile. Eu doar constat o rupere publică a ceea ce s-a întâmplat între ei în privat. Înșelarea partenerului, poate căderea aceasta într-un păcat, iubiții mei, nu este cauza în sine, ci este efectul unui cumul de cauze, ca și caracter compromis. De exemplu, un om care, dacă soția mea, cineva m-a întrebat, Cristi, hai să fim așa numai noi doi. Chiar nu ți-ai mințit soția niciodată în viață. Acum, sincer, na. Suntem oameni, nu zis către mine. Suntem oameni și nu trebuie să știe nimeni. Dar chiar nu ți-ai mențit soția niciodată. Și am zis, de 13 ani sunt cu soția mea împreună, nu mi-am menționat soția niciodată din trei motive. Unu, pentru că sunt pocăit. Doi, pentru că sunt slujitor. Și trei, pentru că îmi trebuie încă 13 ani ca să mă creadă din nou. Îi spuneam astăzi unei persoane la telefon, nu e bun să clădește în ani de zile și se pierde în două minute. Merită două minute să-ți faci praf toată mărturia? Iubiți mei, foarte multe persoane nu cad când au fost prinse în faptă. Foarte multe persoane, de fapt, au ani de zile dinainte când aveau un caracter compromis. Un slujitor din România care a fost pus deoparte, cineva vorbea despre el și spune, măi, voi acum știți, după 25 de ani, zice, eu aveam 15 ani când umblam cu omul ăsta, vorbea în alte limbi, se ruga cu foc, vinea la biserică și mințea. Nu dau nume pentru că nu e scopul de a denigra o persoană, ci de a arăta un principiu. Că una e când descoperi pe cineva făcând o prostie și alta e când îți dai seama că de fapt toate lucrurile acestea erau acolo cu câțiva ani de zile înainte. Caracterul compromis este o cauză a infidelității, apoi lipsa sfințeniei și a evlaviei. Iubiți mai sunt persoane care au nașterea din nou și spuneam miercuri seara la tineri, nu i suficient să te naști. După ce te naști, din punct de vedere fizic, urmează câteva lucruri basic, de bază. Mâncarea, întreținerea, îngrijirea, da? Apoi copilul învață să umble. Sunt niște discipline spirituale pe care trebuie să le aibă oricine vrea să crească. Ascultați-mă, un bărbat care nu se mai roagă este doar o chestiune de timp până când își va înșela soția. Și din nou repet, înșelarea nu este cauza ci este efectul unui lucru tratat cu ușurință undeva în spate. Îmi spunea o soră din, din România, în fiecare dimineață trebuie să trag de bărbatul meu să mai mergem la biserică. Și seara îmi spune că am mâncat bine la 4-5, eu nu mă duc cu burta plină la biserică. Dacă nu dădeam de mâncare, spunea că nu mă cu burta goală. de Cristi, ce să mai facă? Nu știu cum să o mai iau. Din păcate, acum nu mai sunt împreună acești oameni. Și mă doare să spun lucrul ăsta. Însă, iubiții mei, lipsa sfințeniei și a evlaviei are efect negativ pe termen lung. Apoi, o altă cauză, acolo unde se pierde puritatea, curăția, este lipsa comunicării corecte în familie și vom reveni la aspectul acesta. Vă amintesc doar atâta. Atunci când Titanicul s-a scufundat, cu aproximativ jumătate de oră înainte să loviască icebergul acela, Vasul California i-a atenționat pe cei de pe Titanic despre faptul că erau înconjurați de gheață și ar fi bine să nu mai meargă mai departe până când nu se va ivi zorii dimineții. La care radiofonistul de pe Titanic spune: Taci, taci, sunt prea ocupat și-a închis wireless-ul. Lipsa comunicării corecte în familie cauzează mai târziu pierderea purității. De asemenea, lipsa implicării în slujire. Uitați-vă, când Eva și Adam cad în păcat, Dumnezeu spune, de acum înainte treceți la treabă, să nu mai aveți timp de alte lucruri. Și spune ei, cu durere vei naște copii, îi spune lui, cu greu îți vei câștiga pâinea, cu transpirație, cu sudoarea feței. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să ne învețe ceva. Omul ocupat cu cele bune nu mai are timp de cele rele. Vrei să ai o familie binecuvântată? Încearcă să fii ocupat cu lucrurile bune. Iubiții mei, gesturile, privirile, cuvintele de apreciere și absolut tot ce ține de fidelitatea noastră trebuie să fie rezervate în întregime doar partenerului nostru. Și acum mă adresează bărbați, doar un bărbat serios, pocăit, sfânt. Nu va spune ce frumoase rochi ei ai azi nici unei alte femei din viața, cu care, din viața socială în afară de soția lui. O femeie serioasă, care ține la puritatea căminului, la curăția căminului, nu va spune niciunui alt bărbat: Îmi place să petrec timp cu tine. Am consiliat aproape un an jumate, dacă nu doi, pe o, 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 o soră, o mamă, a șapte copii care vorbea pe Facebook cu alți bărbați. După un an jumate, n-am mai putut să fac nimic. Pentru că niciun doctor nu poate vindeca un pacient care nu recunoaște că e bolnav. Dacă tu spui, uh, cu soțul meu nu mai vreau să petrec timp și vreau să petrec timp cu altcineva, efectiv, tu singur te împuști în picior. Iubiții mei, e nevoie de puritate, dar e nevoie de puritate completă pe viață. Pe viață. Că e foarte ușor în luna de mere să fii curat, să fii pur. Să-ți iubești soțul sau soția. Conduceam astăzi o mașină închiriată, un Ford de la Nagsville, spre dumneavoastră și mi-am amintit de o întâmplare frumoasă. Domnul și doamna Henry Ford și-au sărbătorit nunta de aur și au fost întrebați de un reporter cu ce atribuiți cei 50 de ani de viață căsătorită de succes. care e motivul? Și domnul Ford a spus formula, zice, e aceeași formulă pe care am folosit-o și la mașini. Am rămas la un singur model. Și mare adevăr au spus omul ăsta. Și în timp ce conduceam un și mă miram, măi, ce bine merge fortul ăsta, mi-am luat aminte de ce a spus domnul Ford. Imaginați-vă că domnul Ford vrea să facă și Hyundai, și Toyota, și Logan. Nu, o zis, am rămas la un singur model și ăsta e succesul. El e mort, firma este în cază în picioare. Iubiții mei, curății, curăția, puritatea, fidelitatea oferă siguranță familiei. De ce spun asta? Pentru că atunci când ești prins cu imagini murdare pe telefon, și uitați-vă că nu zâmbesc, pentru că cunosc destul de multe persoane care au căzut în acest lucru. E așa de greu să demonstrezi soție și îți trebuie ani de zile să demonstrezi că tu, de fapt, a fost o greșeală lucrul ăla. Și n-a fost un mod de viață. Și Nicolae Iorga, unul dintre cei mai inteligenți oameni pe care i-a avut România, spunea ceva extraordinar. Încrederea nu se pierde decât o dată. Iubiții mei, nu-i suficient să avem casa curată, trebuie să fie și căsătoria curată. Soția mea de multor să se supără, face curat în toată casa și după trei ore copiii o făcut înapoi ce au fost înainte. Și au zis, n-am o problemă cu faptul că fac curat, am o problemă cu faptul că nu întrețineți curățenia. Cred că asta se cere de la noi, ca și familie astăzi, să întreținem curățenia. Să ne păstrăm căminul în puritate. Și închei primul punct cu Maleah, capitolul 2, cu versetul 13. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Dar de ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios. Măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Dumnezeu, iubiții mei, este atent la din credincioșia mea. Iar că din credincioșia se poate păsta doar prin integritate, fidelitate, prin cinste, prin puritate. Paul Washer spunea ceva foarte important, în urmă cu două luni de zile, când i-ai spus da soției tale, i-ai spus nu. Oricărei alte femei de pe pământ, Doamne, ajută-ne la asta. Amin. În al doilea rând, iubiții mei, un alt stâlp, un alt principiu pentru care trebuie să lupt în familie ca rezistența casei mele să fie bună pentru ziua furtunii este armonia. Iacov spunea, înțelepciunea care vine de sus este curată, dar mai este ceva, este și pașnică. Că s-ar putea eu să am telefonul curat și să urlu la soția mea. N-am făcut nimic. Pașnic, armonios. Poți avea cele mai scumpe instrumente într-o orchestră, nu-i așa? Dacă ele nu se sincronizează, cântarea este compromisă. În Isaia 9 cu 6 am găsit cel mai frumos certificat din istorie de naștere. Și spune acolo despre Isus Hristos că un copil ni s-a născut. Un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi. Minunați fetnic Dumnezeu tare, Părintele Veșnicilor. Domn? Al păcii. Iubiții mei, vă dați seama cât de ridicol sună să spunem noi suntem pocăiți, dar nu avem pace în casă. Păi dacă lai ai pe Isus Hristos, automat ai și atributele lui Isus Hristos sau cel puțin lupți după sau pentru atribută respectivă. Și dacă lupt pentru sfințenie, pentru curăție, pentru puritate, lupt și pentru pace. Vreau să mai subliniez aici un aspect foarte important. Pacea e mai importantă decât dreptatea. Știți, dacă dumneavoastră căutați în căsătoria dumneavoastră dreptatea și ajungeți la tribunal, la lawyer, care să decide care aveți dreptate și trebuie să vă împărțiți copiii, prefer să fiu un pace să nu ajung la tribunal. Acum, ca să fii în pace, iubițul, iubitul meu, uh, uneori trebuie să tac eu, alteori trebuie să tacă soția. Cineva a fost, uh, chiar din ziua anunții, îmi spunea cineva că a avut o problemă. Când a ieșit afară pe hol, după ziua anunții, după jurământul acela suprem, soția s-a uitat la el și a zis, nu mi-a plăcut tonul pe care ai spus da. Vă dați seama, la unii, la unii nici nu a început masa și încep problemele. Iubiții mei, e destul de greu ca și bărbat să-ți revii după lucrul ăsta. Nu știu dacă mai contează că ai făcut 50.000 de dolari la știi? Că banii ăia să cheltuiesc, cuvintele care ți le-a spus soția, da? sau soțul, rămân acolo. Unii ori va trebui să ne mușcăm limba, unii ori va trebui să tăcem, ca să fie pace. Ce vreau să subliniez este că în acest cadru al păcii și al armoniei, cuplurile vor putea crește copii deosebiți. Ca și slujitor, cele mai grele cazuri de conciliere le avem de la familiile care au divorțat. Unde copilul a petrecut trei zile pe, pe săptămână cu un tată bețiv și patru zile cu o mamă pocăită. Am dat un exemplu, poate să fie și invers. Copiii aceștia au crescut fără să înțeleagă ce înseamnă dragoste, ce înseamnă pace, ce înseamnă Dumnezeu. Au fost mutați ca o minge de ping-pong de la unul la altul. Iată că armonia în familia noastră automat are efect și asupra copiilor. Nu intru în detalii dacă studiați surorile însărcinate, știți bine că efectiv în timpul sarcinii contează foarte mult și muzica pe care o ascult. Contează foarte mult cu cine vorbești, contează foarte mult tonul pe care vorbești. Spunea o femeie despre soțul ei, despre dispoziția neplăcută a soțului ei, el poate fi drăguț când vrea, pur și simplu nu vrea niciodată. E ciudat lucrul ăsta. Adică se poate și să nu vrea. În Evrei 4 cu 26, Biblia spune să nu apună soarele peste mânia voastră. Și ar trebui să luăm o decizie, dacă n-am luat-o în ziua anunții, măcar să o luăm în seara asta. Nu ne vom culca niciodată supărați. Acum noi în România, la fel ca și voi, vara mai câștigăm noi două ore. Bărbații mai orgolioși, două ore mai câștigăm. Hai să zicem trei. Dar când se apropie toamna, că am trebuie să începem să ne cerem tare pe la cinci jumate. Știți? Dar ar trebui să, să luăm decizia asta. Nu să mă culc supărat. Azi dimineață, la noi la Deva, m-a sunat fratele păstor, Ducanu, soțul, soția, doi copii au luat masa împreună, după 5 minute, el s-a urcat pe o schelă, a căzut și a murit pe loc. Îi spuneam soției în timp ce veneam, dragă mea, ce important e să fim în pace totdeauna, să fim în, în, iubire, în dragoste. Ce important e, nu se știe când pleci din lumea asta. Imaginați-vă să, să, să să-ți moară partenerul după o ceartă sau după un lucru sensibil sau după o neîmpăcare. Câți ani după aceea duci cu tine în regretul acesta, măi, puteam să spun niște cuvinte frumoase. Un cuplu căsătorit a avut o ceartă și asta referitor la comunicare, la pace. Uh, niciunul dintre ei n-a vrut să calce peste ei și să-și iertare. La două zile după tăcere, după cearta lor, după nevorbit, după silence, bărbatul și-a dat seama că are nevoie de ajutorul soției sale. Trebuia să ia un zbor spre Chicago, avea o întâlnire de afaceri și trebuia să se trezească la ora 5 dimineața. Nu era atunci avioane ca, a, a telefoane ca și acum, ca să te trezești pentru cu alarma pentru avion, să fii la timp și nevrând să fie primul care se umilește, care rupe tăcerea, a luat un bilet, un pix și a scris o foaie către soția lui: Te rog, trezește-mă la ora 5. S-a culcat liniștit. Dimineața când s-a trezit, șoarele era sus pe cer, avionul plecasă de multă vreme. S-a tulburat, s-a enervat, s-a supărat, a ieșit ca un vârteaj din cameră și a vrut să meargă la soția lui să îi spune câteva, știți? Când a ieșit din cameră, a găsit un bilet pe care scria, e ora 5 dimineața, trezește-te. Deci există și astfel de comunicări, prin SMS-uri, text message, WhatsApp, știți? Dar cred că cea mai bună comunicare este verbală. Diferența între noi și animale este că ne putem exprima printr-un limbaj articulat. Auzi ce spune în Iof, capitolul 1. În țara Uți era un om. În primul rând, în căsătorie trebuie să fie un om, știți? Să fie om. Ne vom cere iertare. Spunea un vers de poezie, de vrei iubirea să o cunoști, paharul ei să dea peste măsură, când ai greșit să recunoști, când ai dreptate, tași din gură. Nici nu poți să aduce în engleză că nu mai sună, știți? E ceva specific pentru România asta. Când ai greșit să recunoști, când ai dreptate, tași din gură. Noi când greșim, tăcem și când avem dreptate, atunci vorbim cel mai... Ți-am să nu -l luăm banii în am zis, dar mai ta ia tu fost cu gura pe noi și... Știți? Iubiții mei, pentru o relație armonioasă e nevoie ca cei doi să dezvolte reciproc și să nu lipsească din căsătorie cuvintele de genul dragă, te rog, mulțumesc. Mai aud până unele familii, fă, e gata mâncarea. Că e, cam ciudat să iei așa pe soția ta sau în alte feluri. Roman 14 19 spune Biblia, așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Nu știu dacă acest cuvânt vă spune ceva. Biertan, în ultimii 300 de ani, a fost înregistrat un singur divorț în acest stat din Transilvania. Acesta nu este un rezultat venit din capacitatea oamenilor de a ierta, ci era folosit o metodă numită terapie. Și ascultați ce fel de terapie orice soț care se confruntau cu probleme în cuplu, acel cuplu era închis de către preot timp de șase săptămâni în încăperea din curtea bisericii. În încăpere nu se afla decât o masă, un scaun, un pat minuscul cu o singură pernă și o singură pătură. Ei bine, a sta într-o astfel de încăpere cu persoana cu care nu te mai înțelegi și fiind nevoit să împarți totul cu ea, duce în final, la un moment spre împăcare. Metoda s-a dovedit a fi extrem de eficientă, dovada fiind registrele din ultimii 300 de ani. Pe vremuri, divorțul era un subiect tabu și nu era acceptat de către societate. Singurul motiv care era acceptat și ducea la divorț era adulterul. Dar și atunci era încercată reconcilierea. M-am uitat la casă dumneavoastră, nu arată așa. Dar m-am gândit și la Avram și la Lot. Spune Biblia că averele lor erau așa de mari că nu mai puteau să locuiască împreună. Știți că uneori nu sărăcia ne dus spre probleme, ci uneori belșugul. Poate prea multă alergare într-o parte și în alta. Nu vă zic să vă întoarceți aici. <laughs> Dar, iubiții mei, haideți astăzi să căutăm pacea. Și mai am o rugăminte, mai ales pentru surori, să nu fie profesoare de istorie și de geografie. Foarte multe surori când s-au căsătorit au trecut la profesoare. După 15 ani, când te iartă, îți spune locul în care ai greșit și cum era îmbrăcat. Și dacă era afară vreme bună sau vreme rea. E bine atunci când iertăm să iertăm. Știu că e foarte greu să nu mergem în trecut. Dar dacă iertăm, să nu mai aducem aminte, să urmărim pacea. 3. Un alt stâlp care ține rezistența, un alt principiu pentru care ar trebui să luptăm, este maleabilitatea. Înțelepciunea care vine de sus, spunea Iacov, este ușor de înduplecat. Am o întrebare și dacă este cineva să duce mâna sus, la care îi place să mănânce cu un încăpățânat la masă. Mi se întâmplă uneori să mă întâlnesc cu oameni încăpățânați. Vă spun, nu știu în 5 minute cum să mă despart. Cum să-mi fac de lucru și să plec de acolo. Imaginați-vă dacă 5 minute cu un om încăpățânat, grele. Cum îți 50 de ani? De aia le spunem la tineri dumneavoastră, nu vă mai putem spune că deja sunteți căsătoriți. deschideți bine ochii. Alege pe cine vrei să iubești și apoi iubește pe cine ai ales. Numai că tinerii se uită la batax, la unghii, în loc să se uite oare îi ușor de înduplecat. Nu mă refer a fi ușor de manipulat. Nu la asta se referă Biblia. A fi ușor de adus la un punct comun, la o medie aritmetică. Iubiții mei, Partenerul care caută folosul relației nu ține jucăria strâns în mână. Ca și copilul care urlă și dă din picioare. Partenerul care e ușor de înduplecat este gata să renunțe, ca să fie armonie. Îi spuneam soției mele după ce ne-am căsătorit, dacă mergem de 10 ori la ei tăi, mergem de 10 ori și la ei Nu mi se pare normal să mergem o dată la ei și de 10 ori la ei Trebuie să găsim undeva o medie aritmetică o maleabilitate. Corrie Ten Boom, și vă recomand să citiți cartea dânsei, e refugiul extraordinară, femeia aceasta. Dar ea spunea o maximă frumoasă. Nu ține nimic prea strâns în mâini. Altfel te va durea când Dumnezeu îți va deschide pumnii. Și credeți-mă, am avut ocazia în scurta mea slujire și puțin mea experiență să văd oameni care au ținut mult și așa cu, cu încăpățânare de punctul lor. Și când a venit o boală, și când o venit o problemă, nu te uita la el și spuneai că în scrisoarea a treia, tu ești, Mircea. Chiar tu ești? Parcă te știam așa, mai apric, mai orgolios, mai dau cu pumnul în masă. Nu. Este o zi când Dumnezeu deschide pumni, pentru că scopul Domnului este să ne formeze pentru cer. Acolo pregătește cerul pentru noi și aici ne pregătește pe noi pentru cer. Iubiții mei, încăpățânarea nu e de, altceva decât dorința de a nu te schimba. Însă dacă suntem astăzi deschiși cu noi înșine, căsătoria ne schimbă, ne maturizează, ne crește. Vreau să vă dau o veste bună, nici măcar lui Dumnezeu nu-i plac încăpățânații. Exod 33 cu 3, suie-te în țara aceasta unde curge lapte și miere, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău, ca să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor încăpățânat încăpățânarea îți poate distruge familia. Maleabilitatea îți va ține familia în picioare. Haideți să ne uităm la câteva semănări sau diferențe între omul încăpățânat și omul maleabil. Omul încăpățânat, iubiții mei, este foarte egoist și mândru. Spunea cineva, știu că nevastă mai are dreptate, dar nu pot să calpă să mie să recunosc și nu vreau să vadă că eu sunt la mai slab. Altcineva spunea, cum de vă înțelegeți așa bine? Și au zis, întotdeauna eu am ultimul cuvânt. Și care e ultimul cuvânt ca bărbat? Așa e dragă, au zis. Așa e dragă. Uneori, ca să fie maleabilitate, trebuie să spunem, așa e dragă. Nici o problemă. Omul maleabil e altruist și smerit. Omul încăpățânat caută să fie el fericit. Omul maleabil caută să fie partenerul fericit. Omul încăpățânat crede că el are tot timpul dreptate. Omul maleabil, ce spunea mai înainte, nu caută dreptate, antici armonia. Încăpățânarea distruge, maleabilitatea unește. Încăpățânatul cere sacrificiu de la partener. Cel maleabil se sacrifică pentru partener. Există o poveste veche care ilustrează principiul onoarei în căsătoriei și al maleabilității. Un soț bețiv petrecându-și seara cu tovare și săi la crâșmă, s-a lăudat că dacă ia cu el un grup de prieteni acasă la miezul nopții și ar cere soției sale creștine să se trezească și să le gătească cina, ea o va face fără să se plângă. Mulții mi-au crezut că se laudă și au zis, hai să o punem la încercare. Așa că mulțimea de oameni beți l-au urmat pe acest om acasă și au făcut cereri nerezonabile soției sale. Ea s-a supus, s-a îmbrăcat, a coborât, a pregătit o cină foarte bună și a servit-o la fel de vestele, de parcă i-ar fi așteptat. După cine unul dintre bărbați a întrebat-o cum a putut fi atât de bună când au fost atât de nerespectuoși ei. Răspunsul ei a fost, domnule, când am fost căsătorit cu soțul meu, eram amândoi păcătoși. Lui Dumnezeu i-a plăcut să mă cheme din această stare periculoasă și să mă schimbe. Soțul meu, din păcate, continuă în, în starea aceasta. Tremur pentru starea lui viitoare. Dacă ar muri așa cum este, ar fi nenorocit pentru totdeauna cred că este de datoria mea să-i facă existența actuală cât mai confortabilă. Nu după multe zile soțul ei a fost salvat. Mă duc aminte de străbunica mea. Nu cred că cineva se asemănă cu cazul care l-am spus sau pe care îl voi spune acum. Dar am vrut să vă dau niște cazuri la limită, să vedeți dacă oamenii aceștia s-au putut comporta așa, oare de ce noi nu putem? Străbunica mea a avut un soț care s-a pocăit mult mai târziu, din păcate. Ea a tras câțiva ani foarte greu cu el. El avea un par cu care o bătea ori de câte ori venea de la biserică. Abuzul în acea vreme, chiar și fizice, erau des întâlnite. Bunica mea, străbunica mea, și ascundea hainele sub uh, fân în șură sâmbătă seară, iar duminica dimineața pe ascuns pe furici, când uh, strebunicul nu era pe fază, mergea și se îmbrăca și fugea la biserică. Știa că la ora 12 și ceva când se va întoarce, va primi bătaie. Și asta n-a fost odată, de două ori au fost ani de zile. Ce era interesant era că după ce primea bătaie, după ce era învinețită, îi spunea lui, acum hai să mâncăm împreună. Știți, de multe ori, uh, parcă lucrul ăsta mă ține foarte atent la pocăință. Pentru că am un heritage, cum spuneți voi, o moștenire de dus mai departe. Și stau și mă gândesc că cineva din familia mea, când eu stau pe scaunul ăsta confortabil, de fapt, ea lua bătaie pe nedrept. Și după bătaie nu au băgat divorțul. Și după bătaie au făcut leve, așa cum să spune în Bihor, și au zis, hai să mâncăm împreună. Și într-o zi, străbunicul meu a zis, nu-ți mai ascunde hainele în șură, sufând, știu unde ți le pui, pregătește -mi și mie cămașa, vreau să vin și eu la biserică. Și n-a trecut mult și s-a pocăit și el. Am fost de față când el a murit. i a murit mai repede. El a stat să mai tragă, că avea multe de frați de rezolvat. Și îl vedeam de multe ori cum plângea cu capul în pumni. Și îmi spunea, Cristi, am bătut o sfântă. Și poate că Dumnezeu m-a lăsat aici să mai stau câțiva ani să mi plâng păcatele alea. Știu că Domnul m-a iertat, dar parcă nu pot să-mi să în cap. Cum am putut să fiu așa încăpățânat? Să nu înțeleg că femeia asta n-ar lua bătaie dacă ar fi un Dumnezeu fals. E normal că ăla e Dumnezeu adevărat. Și am înțeles așa târziu aspectul acesta. Iubiții mei, vă întreb cu sinceritate, cum o să stăm lângă oamenii ăștia în cer? Poate noi n-am putut înghiți un cuvânt. Poate am zis, mă, eu rup căsătoria pentru că un gest sau o privire. Și altul? Sau altcineva? Bătăi, abuzuri și totuși o rămas. Încăpățânarea, încăpățânarea iubiții mei pare a fi ceva puternic. Zici, mă, ăsta e bărbat în casă. Haideți să vă spun, încăpățânarea de fapt este o slăbiciune de caracter extrem de mare. Puternic nu înseamnă să fii încăpățânat, ci puternic înseamnă să fii maleabil, să fii om, să fii îngăduitor și zic, Doamne, ajută-ne la asta. Și în ultimul rând, deși ele sunt mai multe principii pe care le putem sublinia, dar un alt principiu foarte important este nefățarnică. Înțelepciunea care vine de sus este nefățarnică, adică sinceritatea. Iubiții mei, omul sincer e omul cu privire la care nu ai îndoiel, care ascunde ceva. E omul deschis, e partenerul pe care ți-l dorești. Despre Isus, Petru spune în 2 cu 22, el n-a făcut păcat. Și în gura lui nu s-a găsit vicleșoc. Eu nu pot să-L urmez pe Isus și să spun, nu vreau caracterul lui Isus. Există acest termen, sine cera, de aici vine cuvântul sincer, care înseamnă fără ceară. De fapt, în vremurile antice, după ce se făceau vasele de lut, ele erau duse la market, la piață, însă în timpul drumului, în timp ce ele erau cărate, multe dintre ele se crăpau. Bineînțeles că oamenii care au muncit din greu nu își permiteau să le ia din cauza că o și să le la gunoi. Atunci, cei care vindeau vasele de lut, undeva acolo, în spatele mesei ascunși, puneau ceară peste crăpăturile acelea foarte fine, care erau vizibile, dar dacă puneai ceară, nu se mai vedeau. Venea cumpărătorul, lua vasul de lut, mergea acasă și îl folosea cu lichid în el. În momentul când punea lichidul, curgea lichidul. Și oamenii s-au prins de șmecheria asta și atunci când cumpărau, puneau întrebarea următoare. Îi fără ceară? Nu vi se pare că în 2023 și în United States și în România a trebuit să întrebăm când cineva ne apreciază, îi fără ceară? Parcă nu mai îți dai seama, oare omul o spune cu sinceritate sau o spune cu interes? Iubici mei, Biblia spune în Roman 12 cu 9, dragostea să vă fie fără prefăcătorie. Fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Soțul, soția care sunt sinceri nu fac nimic din interes personal, ci din interes reciproc. E atât de groasnic să afli după ani de căsătorie că cineva te-a iubit doar din interes și nu a fost sincer. Iubiții mei, omul sincer nu minte. Minciuna în căsătorie ia ca fisura în fundație. Mai devreme sau mai târziu va afecta toată casa. Proverbe, 22 cu, proverbe 12 cu 22, buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuți. Și reamintesc ce spunea Iorga, încrederea nu se pierde decât odată. Proverbe 22 cu 1, un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. În Eclesiastul spune Biblia și noi citim la mormântarea acel text că un nume bun este mai de preț decât orice parfum din lumea asta. În Dubai a fost fabricat cel mai scump parfum, se numește Shumuk. Costă peste un milion de dolari sticla, doar o singură sticlă mai este. A fost fabricat în ediție limitată. Este pus undeva sub pază, nu are nimeni acces la acest parfum. Și Biblia vine și ne spune un nume bun. Este mai de preț decât Shumuk. Un om sincer, un om pe al cărei cuvânt te poți baza. Un om care respiră adevărul și care spune adevărul are o valoare inestimabilă. Iubiții mei, mă apropii de încheiere în această seară. Recitim proverbe 22 cu 1. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Și acum fiți atenți. Și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Uitați-vă, un nume bun când se consolidează un nume bun, se consolidează și a fi iubit. Un nume bun are mare legătură cu a fi iubit. Vă las la încheiere și vreau apoi să facem o rugăciune. Această mărturie a unui scriitor scoțian pe nume Thomas a trăit într-o fermă la țară pe care a numit-o cel mai singuratic colț din Marea Britanie. E ciudat să spui despre casta ta că e cel mai singuratic colț. În fiecare zi urca pe o scară până în pod, unde lucra până la lăsarea întunericului. Soția sa devotată, Jane, rămânea des, or ori singură, pregătea mâncarea, el n-avea timp să vorbească, cu ea să comunice. Însă avea timp de scris. Într-o seară, la cină, Jane, dorind o apreciere, dorind un cuvânt frumos de la el, a întrebat cum a fost mâncarea. Și el a spus, femeie, trebuie să fii plătită pentru tot ce faci? Niciun cuvânt de apreciere, niciun cuvânt frumos. Și cu asta a plecat din nou în atelierul lui de la mansardă. An de zile mai târziu, soția lui a murit. Și soțul ei i-a găsit jurnalul. După înmormântare, a citit câteva pagini din jurnal și pe paginile pline de lacrimi se regăsea o expresie interesantă. Scrisă de Jane. O, aș vrea să spui un cuvânt bun sau să-mi faci un compliment. Din când în când. Despre lucrurile pe care încerc să le fac pentru a te face fericit. Acesta e gândul care vi las astăzi. Îi spuneam soției mele, unul din noi va pleca înaintea celuilalt. Poate nu vă țineți jurnal, poate nu ne ținem jurnal, dar ar fi frumos când ne vom citi jurnalul unul altuia să nu avem regrete. Spunea Ana Frank, a fost ucisă de naziști la 14 ani, că oamenii duc multe flori la mormântare pentru că regretul e mai puternic decât recunoștința. Aș vrea în South Carolina astăzi recunoștința să fie mai puternică decât regretul. Partenerul dumneavoastră nu va fi impresionat că îl luați într-o zi, iertați-mă, sicriu alb, cu 2.000 de dolari și coroană cu 3.000. Uneori când aud ce lăudațe sunt oamenii care mor, parcă îmi vine să mor, vă spun sincer. Și spun asta ca și unul care blochează zeci de înjurături pe zi la adresa mea, împreună cu echipa și de jigniri, nici nu le spun soției mele că ea le pune la inimă. Dar parcă vezi că atunci când mor oamenii, au așa multe aprecieri. Soțul se dă cu capul de sicriu. Soția dacă rămâne în viață spune am avut un om deosebit. Și parcă îți vine, dar nu poți să faci asta. Dar când trăiai, ai spus asta. Avem așa de multe cuvinte când nu mai suntem unul lângă altul. Dar Dumnezeu astăzi ne învață să vorbim între noi, nu despre noi. Să avem cuvinte frumoase, unul pentru altul. Și închei cu ce am început. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Nu confundați înțelepciunea cu inteligența. Inteligența o, de, o primești la școală sau citind pe Wikipedia. Înțelepciunea o primești tând în părtășie cu Isus, atunci când primești de la El aceste calități extraordinare. Îmi doresc din toată inima, casa dumneavoastră să fie o casă curată, o casă plină de armonie, o casă plină de maleabilitate și sinceritate. Și în ziua aceea, când va trebui să plecăm de aici. Nu să ne pare rău de ce lăsăm în spate. Le-am spus la martorile Lehova acum câțiva ani, au zis că ce baie frumoasă ai, domnul pastor. Am zis, vă rămâne vouă după ce plec. Gratis vă dau la toți. Nici o problemă, zic. Știți? Dar de ce am spus asta? Pentru că am încercat în viață să nu investez mai mult în baie, în cărămiz, decât în căsătorie. E frumos să ai o casă frumoasă, dar iertați-mă, dacă aveți o casă de un milion de dolari și nu vorbiți unul cu altul, vă puteți bucura de ea? Sau să stai la aceeași masă și să n-ai ce vorbi, să stai pe telefon. Mă rog să Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile prezente. Amin. Nu știu cum o să fie plecarea voastră spre casă. Nu știu cum o să mă catalogați. <laughs> nu știu dacă o să mai veniți mâine. <laughs> uh, însă aș vrea să vă spuneți cuvinte frumoase unul altuia în seara aceasta. Am scris de Halloween un articol, deși nu sunt de acord cu Halloween, nu sunt de acord cu speriatul. <laughs> Știți? Și am, am, spus atunci a, a, către copii, speriați-vă părinții ducând gunoiul, spălând vasele. E fain să se sperii pe părinți. Dar am mai spus ceva ce vă spun și vouă astăzi. Sperieți soția ducând i un buchet de flori. Acum, să nu facă prea cum cumva, să fie așa rar, știți? Am fost într-o casă și a, el așa de frumos vorbea cu ea, i-a tot. Mi-am dat seama că de fapt numai de față cu noi vorbea așa frumos. Știți? Când ai nevoie de fond de ten ca să roșești. Știți? Mă rog Dumnezeu să binecuvinteze întâlnirea noastră, familiile prezente și vreau să facem o rugăciune în acest sens. N-aș vrea predica mea să primească like-uri, dar să primească decizii noi. Poate e nevoie să stăm cu sinceritate înaintea Domnului, să ne uităm la stâlpi, la rezistență, să vedem în ce am investi mai mult. În robotul de la bucătărie sau în fierul de la fundație. Poate trebuie să ne facem un fel de calcule astăzi, să ne vedem legătura cu partenerul nostru și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă invit să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm și Dumnezeu să ne asculte. Amin.